Radio Constanța, ora 16, nu, 15 și 32 de minute. V-am pregătit toată ziua, v-am anunțat, avem un invitat cu totul și cu totul special. Este vorba despre Simona Halep. Bună ziua, Simona! Bună ziua! Bine și bun venit la Radio Constanța, să-i spunem Simonei. Alături de noi avem și pe prietenii de la Radio Oltenia. Au ținut neapărat să intre și ei în direct la această emisiune. Când au auzit că avem un astfel de invitat. Nu se putea altfel. Bună ziua! Bună ziua! Oltenii s-au băgat imediat. Pe 1 noiembrie, Radio România a sărbătorit 85 de ani, iar la gala premiilor Radio Constanța, Simona Halep a fost distinsă cu premiul pentru excelență în sport. Chiar acum câteva minute, Simona a primit acest premiu. Te motivează? Înseamnă mult pentru tine? Da, mulțumesc foarte mult. A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. Am venit cu drag, mai ales că sunt aici acasă. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați gândit la mine. Da, gala a fost pe 1 noiembrie, era înaintea semifinalelor de la Sofia. Am spus atunci că vei câștiga turneul campioanelor și am avut dreptate. A fost greu, ai avut și mulți suporteri la Sofia alături de tine. Destul de aproape. Da. A fost un turneu dificil pentru mine, dar foarte special, pentru că a fost aproape de casă și am avut familia, prieteni aproape de mine, alături de mine și mulți suporteri chiar rude de ale mele, foarte mulți români și chiar m-am simțit foarte frumos. A fost un moment deosebit, turneul de la Sofia. Oricum, Simona, trebuie să spunem, este sportiva numărul 1 a României în acest an, de departe, nu cred că e poate egal la cineva. Da, deși nu am ajuns încă la anchetele de final de an, prefațăm și spunem că Simona Halep este cea mai bună sportivă a României în 2013. Te așteptai la un an atât de bun? Când am început anul a fost un pic dificil pentru că am avut mai multe accidentări la spate, la picior, la mușchi. A fost foarte greu să trec pragul acela de accidentări și să încerc să îmi fac încredere în mine că pot să joc la un nivel înalt. Turneul de la Madrid, unde mi-a oferit domnul Țiriac un wildcard, m-a ajutat foarte mult și de acolo începând am jucat tenis la un nivel foarte înalt. Ai câștigat 6 turnee. Este o performanță în tenisul feminin, cel puțin de la noi, nu? Din câte știu eu, nu a câștigat și nicio... Și numai de la noi. Și, da. 6 turnee într-un singur an. Da, a fost o performanță bună pentru mine. Am câștigat... Ce a fost impresionant a fost faptul că am câștigat pe toate suprafețele. A fost un an frumos, incredibil, deosebit pentru mine și va rămâne pentru totdeauna special. Trebuie să precizăm că tu ești acum pe locul 11 în clasamentul WTA, o performanță foarte bună, îți dorim să intri în top 10, în mod sigur vei intra în top 10. Mulțumesc, da, mai am de muncit și sper să mă mențin că la anul am de apărat multe puncte. Și cred că puncte. Știi ce așteaptă toată lumea de la tine, un turneu de Grand Slam. Grand Slam, bineînțeles. Da, toată lumea mi-a spus. Da. Australian Open, nu? În ianuarie. Da, sper să mențin forma bună pe care o am acum, să joc relaxată cu plăcere și să mă bucur de tenis. Dintre cele 6 turnee câștigate în acest an, care a fost cel la care ții cel mai mult, să spunem așa? Păi primul a fost pentru că atunci am căpătat încredere în mine că pot câștiga un turneu. Este dificil să ajungi în finală chiar și mai ales să o câștigi, că este ultimul meci al turneului cu multă presiune. Rămâne special cel de la Nuremberg, dar toate au ceva deosebit în ele. Să-i lăsăm și pe prietenii noștri de la Radio Oltenia, craiovenii, să ne spună, să pună de fapt o întrebare Simonei. Ne auziți, da? Da, și mă bucur, sigur că da, și mă bucur că iată ne aflăm în legătură directă cu Simona Halep, chiar dacă ea este de la malul mării și oltenii i-au ținut pumnii în toată această activitate pe care ea a desfășurat-o cu brio în anul 2013 și aș întreba-o pe Simona pentru că a declarat ea odată că și-a dorit să ajungă precum Hagi, adică să cunoască probabil toată lumea și să fie un sportiv complex. Care sunt aturile care au făcut-o să ajungă aici, iată, pe locul 11 și de ce nu în top 10 al tenisului mondial? Bună ziua! Cred că seriozitatea, modestia m-au împins și m-au adus la acest nivel înalt. Îmi place tenisul, mă bucur de el pe teren. După atâția ani mi-am dat seama că nu este un sport chinuitor, este doar plăcut. Încerc să fiu serioasă, să-mi mențin programul, să mă țin de program și de antrenamente zilnic, cu seriozitate și cred că pot ajunge și la un nivel mai înalt. Spunea colega mea că l-ai model pe Gică Hagi și îți dorești să devii mai cunoscută decât el?
Păi, deocamdată mai am drum lung până să-l ajung pe Gică Hagi. Am spus că este modelul meu. Dacă voi ajunge într-o bună zi ca el sau aproape de el, m-aș bucura. Deocamdată îl admir și cred că îl voi admira toată viața. Primul pas important este câștigarea unui turneu mare, foarte mare. Și cred că de aici totul va merge bine pentru tine în continuare. Simona, trebuie să spunem, noi ne-am bucurat pentru fiecare victorie, dar numai pentru finale. Ești constanțeancă, că trebuie să precizăm din nou lucrul acesta. De fiecare dată la rubricile sportive, în discuțiile pe care le-am avut cu Cătălin Donose, care este alături de noi în studio, am vorbit despre fiecare meci al tău, despre fiecare turneu câștigat și ne mândrim foarte mult cu lucrul acesta. Eu am o curiozitate. Cum e să joci cu Serena Williams? Este dificil. Cred că te-au întrebat mulți lucrul acesta. Da, este o întrebare care... E puțin înspăimântătoare așa când apare, nu? Este un pic pentru că fizic este mult mai mare ca mine. Este impunătoare, este, da. Da, mult mai puternică ca mine, lovește mult mai puternic, se mișcă bine, intuiește bine. Pentru mine e o jucătoare completă, joacă un tenis frumos, nu joacă doar tare și plasează mingea. Da, spectaculos. Spectaculos, da. Eu o admir pentru ambiția ei că încă poate să joace la un nivel foarte ridicat și poate să câștige atâtea turnee. O zi fericită pentru toate fetele va fi aceea în care se va retrage. Cred că da. Ai jucat și cu Venus, care este și mai impunătoare decât sora ei, nu? Lovește mult mai puternic. Are alt tenis. E un pic dificil pentru că ea lovește în forță tot timpul și ți-a aerul, eu te împinge în spate. Că și băieții ar avea probleme dacă ar juca cu surorile Williams, cu oricare dintre sunt ele. Sunt puternice, da, sunt puternice. Simona, care crezi că este punctul tău forte? Ai revenit de multe ori după ce ai fost condusă. Da, eu încerc să mă leg de fiecare punct, să lupt pentru fiecare punct. Nu contează acum în ultima perioadă, nu a contat că trebuie să câștig sau că pierd. Vreau doar să mă bucur de tenis pe teren și să joc fiecare punct. Eu cred că am un mental puternic, de aceea revin. Și la ce ar mai trebui așa puțin lucrat în jocul tău? Poate serviciul? Da, și serviciul și la toate pot să spun că mai am, pentru că vreau să urc în clasament mai mult și trebuie să muncesc mai mult ca până acum, dar în principal serviciul. Trebuie să depășești jucătoarele care au adus glorie tenisului românesc. Dacă nu mă înșel, cred că nu greșesc, managerul tău este Virginia Ruzici. Da, da? Este doamna Ruzici, da. A câștigat turneul de la Roland Garros în urmă cu 35 de ani, parcă, îți dorim din toată inima să faci mulțumesc și tu lucrul acesta. Mulțumesc mult, e dificil, dar voi munci pentru asta. Și au mai fost performanțe. Ea a intrat în top 10, locul da, locul 8. 8 a fost, iar Irina Spârlea a fost pe locul 7. Trebuie să le depășești pe amândouă. Sper. Oricum, e clar că vei câștiga mai multe turnee. Punctele, de exemplu, Irina Spârlea le-a adunat fără să câștige foarte multe turnee și a intrat în top 10. Tu ai câștigat deja 6 și cred că vor fi multe și anul viitor. Sper să fie și sper să mă țină în continuare această formă frumoasă. Care este programul tău în continuare? Acum ești câteva zile acasă la Constanța, da, într-o scurtă vacanță. Am o scurtă vacanță, peste 2 săptămâni încep cantonamentul la munte cu pregătire fizică și după de la 1 decembrie tenis. Ce-ți place așa în timpul liber să faci? Ce hobby-uri mai sunt? Mă plimb foarte mult, mă duc la cinema, la restaurant să dorm, din câte cu prietenii, înțeles, da, și dorm ca să mă odihnesc. În rest am program foarte strict și trebuie să mă trezesc dimineața. Așa este. Primul turneu în 2014, Australian Open. Mai ceva înainte? Da, joc la Sydney înainte. A, și întotdeauna după este turneul de la Sydney înainte, da, nu? Ca da, o pregătire așa pentru... Da, n-am jucat niciodată acolo. E prima dată pentru că acum îmi permite clasament. Ar fi bine să începi cu o victorie la acel turneu. Îmi doresc. Și să urmeze celelalte. Da. Da, și nu puteam să nu te întrebăm dacă le vei ține pumnii tricolorilor să se califice la Mondialul de Fotbal. Bineînțeles că le voi ține și voi încerca să vin la meci, pentru că eu sunt în Poiană, în cantonament, dar îmi doresc să fiu pe stadion să-i susțin. Da, e pe 19 noiembrie da, meciul. Pot așa trece că pot să... de greci? Ce crezi? Eu cred că da. Pe oricine poți să bați dacă ai încredere în tine. Înseamnă că urmărești și fotbalul, îți place, nu? Un pic. Un pic. Ai fost și la meciul Stelei, parcă da, în Liga Steaua Campionilor. Basel. Cu Basel, da. Dar la meciurile de tenis ale băieților te uiți? Nu prea. Nu prea, pentru că joc destul de mult și un pic mă obosește să mai și uit la televizor, dar când sunt la turnee la români mă duc, la Horia Tecău, la Victor Hănescu, mă duc și mă uit.
trebuie să spunem că avem foarte mulți constanțeni care au reușit în tenis. Îmi face plăcere să reamintesc lucrul acesta, începând cu Andrei Pavel. Andrei Pavel, George Cosac, președintele federației. Și Horia acum, Horia. Și Horia Tecău, da, unul dintre cei mai buni jucători de dublu din lume. Am văzut pe Facebook o postă cu tine și Horia Tecău, erați împreună probabil la un turneu. La un turneu, da, la Players Party. La o petrecere după. Da, la Players Party la Moscova. V-ați gândit să jucați dublu mixt? Ne-am vorbit o singură dată. Între constanțeni, așa. Eu mi-aș dori, dar deocamdată mă axez pe simplu. Poate în viitorul apropiat. Este clar că tu ești în primul rând o jucătoare de simplu. Da, e mai greu la dublu pentru mine. Îți dorim din toată inima ca anul viitor. Pentru 2014 intrarea în top 10. Da. Îmi doresc, dar întâi trebuie să mă mențin aici unde sunt, pentru că am multe puncte de apărat. Și măcar un turneu de Grand Slam. La anul, da, la anul pe vremea aceasta te așteptăm să ne spui despre turneele câștigate. Tu ai spus că poți juca pe orice suprafață, nu? Da, anul acesta am jucat foarte bine pe toate. Știu că sunt jucători specializați, unii nu dau randament pe anumite suprafețe, tu se pare că te descurci bine și... Eu am început tenisul pe hard aici cu domnul Stan la Castelul Mamaia și după am continuat pe zgură. La ce vârstă ai început, așa să spunem, pentru copiii din ziua de azi? 4 ani și jumătate am luat racheta în mână. La 4 ani părinții și jumătate. Sunt de vină, bineînțeles. Fratele. Nu? Între el ghilimele. Juca. Fratele juca tenis și m-am dus și eu cu el. Aflase de jucătorii de tenis ceva mai târziu, că atunci erai micuță. Foarte târziu. Nu m-am... Primul jucător, apropo. Andrei Pavel, el a fost idolul meu. Și ai fost elevă la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța, ai avut și dublă legitimare la tenis club Idu Mamaia, acum nu prea mai avem duble legitimări. Da, am înțeles că nu mai este posibilă, dar se vor face cereri. Eu am fost la liceul cu program sportiv și la club Idu pentru că m-a ajutat foarte mult domnul Idu. Simona, îți mulțumim din suflet pentru că ai venit la Radio Constanța. Multă baftă și te mai așteptăm la Radio Constanța. Eu, mulțumesc pentru invitație. Să ținem invitația. Pumnii anul viitor, să încep foarte bine la Sydney, să continui la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Le iei la rând. Doamne, cel puțin 6 la fel ca anul acesta. Unul sigur îl vei câștiga. Uite, facem noi o predicție aici. Radio Constanța, ora 15:43 de minute. În studioul Radio Constanța am avut o invitată pe Simona Halep.